Evanghelia după Marcu, de la capitolul 9, versetele 1 la 13 și apoi Evanghelia după Luca, de la capitolul 16, versetele 19 la 31. Marcu, de la capitolul 9, primele 13 versete și apoi Evanghelia după Luca, de la capitolul 16, versetele 19 la 31, cuvântul pentru noi în seara aceasta. Domnul le-a mai zis, adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. După șase zile, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus singur la o parte pe un munte înalt. Acolo s-a schimbat la față înaintea lor. Hainele lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albeață pe care niciun nălbitor de pe pământ nu poate da. Ilie s-a arătat împreună cu Moise și sta de vorbă cu Isus. Petru a luat cuvântul și a zis lui Isus, învățătorule, este bine să stăm aici, să facem trei colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie, căci nu știa ce să zică atât de mare spaimă la pocase. A venit un nor și a acoperit cu umbra lui. Și din or s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu preiubit, de el să ascultați. În dată, ucenicii s-au uitat în și n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus singur cu ei. Pe când se coborau de pe munte, Isus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut până va învia fiul omului dintre cei morți. Ei au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei ce să însemne învierea aceasta dintre cei morți. Ucenicii au pus următoarea întrebare. Pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie? Și Domnul le-a răspuns, Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile, tot așa cum este scris despre Fiul omului, că trebuie să pătimească mult și să fie defăimat. Dar eu vă spun că Ilie a și venit și ei au făcut ce-au vrut după cum este scris despre el. Luca, de la capitolul 16. Era un om bogat care se îmbrăca în purpură și insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului până și câinii veneau să și linceau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Pe când era el în locuința morților în chinuri, și-a ridicat ochii și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și-a strigat, Părinte Avrame, fieți milă de mine! Trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, Aduți ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am cinci frați și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avrame a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, Părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei, cineva din morți se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă cineva pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți, până aici cuvântul lui Dumnezeu. Și continuăm studiul din Evanghelia după Marcu, din pasajul acesta care prezintă schimbarea la fața Domnului Iisus, un punct crucial în planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru noi oamenii, și un punct crucial să înțelegem care este relația dintre lumea de aici și lumea de dincolo. Dacă pasajul acesta este înțeles corect, în contextul Scripturii, e ușor după aceea să înțelegem ce va urma în lucrarea pe care a desfășurat-o Mântuitorul în săptămâna patimilor, în moarte, în înviere, în înălțarea la cer, în mijlocirea pe care o face pentru noi la Dumnezeu Tatăl și în revenirea lui pentru a pune capăt istoriei și pentru a judeca lumea cu dreptate. Când ne-am uitat însă la scena aceea în care, din lumea noastră fizică, Domnul Isus a pășit în lumea gloriei și în lumea aceea de dincolo a gloriei, erau Moise și Ilie. În glorie au stat de vorbă. Și ucenicii au văzut scena aceea, au fost cuprinși de uimire și de spaimă. Uimire pentru că frumusețea slavei lui Dumnezeu era dincolo de tot ce își poate imagina omul n-au cuvinte ca să o descrie. Spaimă pentru că au fost față în față cu lumea cealaltă și au auzit glasul lui Dumnezeu. Pornind de la experiența aceea, oamenii se întreabă dacă și noi am putea intra în legătură cu lumea cealaltă. La întrebare aceasta, unii răspund categoric nu. Lumea cealaltă este cealaltă. Noi nu putem intra în legătură nici cu îngerii, nici cu morții. Noi nu putem să-i accesăm și să îi chemăm noi la vorbitor sau să le facem noi vizite. De aceea spun orice încercare a noastră de a ne conecta la lumea cealaltă, la oamenii care au plecat de aici, este periculoasă. Singura legătură noastră cu lumea cealaltă este pe calea pe care a deschis-o Dumnezeu prin Fiul Său, Domnul Isus Hristos. El ne-a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Dumnezeu Tatăl în lumea cealaltă decât prin mine. Deci, legătura noastră cu lumea cealaltă este cristocentrică este ancorată în Hristos, bazată în Hristos, prin Duhul lui Cel Sfânt, în lumina pe care ne-o dă Scriptura. Alții însă spun, bazat pe experiența de pe munte, bazat pe experiențele altor oameni, am putea intra în legătură cu cei care au plecat. Și am văzut că sunt unii care descriu experiențele lor din moarte clinică. Au avut moarte clinică și în timpul acela au avut călătorii, spun ei, experiențe în lumea de dincolo. Și ne-am uitat că în Biblie sunt prezentate mai multe evenimente în care oamenii a lui Dumnezeu din Vechiul Testament, Domnul Isus și ucenicii, apostolii în Noul Testament, au înviat oameni din morți dar niciunul dintre ei n-a povestit nimic. Informațiile pe care le avem despre lumea cealaltă le avem prin descoperire dumnezeiască în Domnul Isus și prin Duhul Sfânt. De aceea nu ne bazăm credința pe experiențele acestor oameni. Și unii întreabă dar sunt adevărate experiențele lor. Da și nu. Bun, în ce sens da și în ce sens nu. Câți dintre dumneavoastră ați visat cel puțin o dată și țineți minte visul? Mâna sus. Mulțumesc. Unii vă teme să ridicați mâna. Sau n-ați visat. E adevărat visul acela. Da și nu. Da, e adevărat că l-ai avut. Dar lumea aceea de vis, imaginele acelea onirice, nu sunt adevărate. Ele sunt o producție a creierului nostru în starea de somn. Tot așa, în moarte clinică, datorită faptului că în moarte clinică mai avem activitate cerebrală, creierul încă mai funcționează. Nu la limitele maxime, dar funcționează. Creierul și mintea omului poate să aibă aceste producții onirice, aceste trăiri, experiențe. Alteori datorită faptului că sunt sub anestezie, alteori datorită uh, faptului că ajunge mai puțin oxigen la creier. Imaginele acelea pot fi multiple și de multe feluri. Unele frumoase, altele mai puțin frumoase. Dar nu acelea sunt temelia credinței noastre. Și biserica zice, amin. De aceea ne alergăm încoace și încolo să întrebăm pe unii și pe alții ce ne spun ei despre lumea de dincolo. Tot ce știm cu adevărat despre lumea de dincolo știm din Sfânta Scriptură, de la Cel care a venit de acolo aici. Apoi ne-am uitat la cei care cheamă durle morților, de cei care se ocupă cu spiritismul și necromanția. Și ne-am întrebat dacă oamenii aceștia accesează duhurile celor care au plecat sau altceva. Și ne-am uitat la experiența regelui Saul, cu vrăjitoarea din Endor. O experiență în care a vrut să ia legătura cu cu profetul Samuel și s-a trezit într o legătură cu un duh demonic care îl imita pe Samuel. Și o să ziceți, frate Paul, poate imita un duh demonic pe cineva? Ne spune Biblia că diavolul se preface și în înger de lumină. Deci poate imita și un înger. De aceea nu ne ducem la vrăjitori, la necromanți, nu ne ducem la oameni care se ocupă cu spiritismul, să intrăm în legătură cu lumea de dincolo. Dar, și în domeniul religios, sunt religii ale lumii care cred că noi putem intra în legătură cu spiritele celor plecați. Și în lumea religioasă sunt două mari direcții. Sunt religiile păgâne care unele cred în spiritele ancestrale, iar altele în spiritele strămoșilor. Și au acest cult a morților în care cinstesc, invocă și au ritualuri cu spiritele ancestrale sau cu spiritele strămoșilor. Este parte din religiile lumii, religiile păgâne. Dar și în creștinism există religii care cred că noi cei vii de pe pământ putem ține legătura cu cei care au plecat. Este cultul morților pe care îl găsim în special în bisericile catolică și ortodoxă. Cele două biserici spun că și cei plecați și cei care sunt aici în viață fac parte din aceeași împărăția lui Dumnezeu, din aceeași biserică. Și pentru că și cei care sunt plecați, și cei care sunt prezenți, și vii, și morții sunt din aceeași familie, își păstrează legăturile. Și își păstrează legăturile în felul următor. Noi, cei de aici, de pe pământ, ne rugăm pentru cei plecați. Sfinții care au plecat înainte, mijlocesc pentru noi cei de pe pământ. Și spun, aceasta este datorită acestei relații de dragoste în familia lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. Nouă ne pasă de cei care au murit și ne rugăm pentru sufletele lor și facem tot ce putem pentru sufletele lor, iar sfinții care au plecat mijlocesc pentru noi înaintea Domnului și Mântuitorului. În seara aceasta ne vom uita la baza pe care o au cei care se roagă pentru morți. Înainte de a ne uita în aceste explicații și a căuta răspunsul biblic, aș vrea să fac două precizări. Prima, respect toate religiile lumii. Dar nu sunt de acord cu toate. E una să-i respect și este altceva să te uiți dacă ceea ce spun e adevărat sau nu. În al doilea rând, fiecare dintre noi avem în familie oameni care aparțin acestor biserici și care au aceste ritualuri în credința lor, în practica lor și ne întreabă, voi de ce nu le aveți? Sau de ce nu participați? Care este baza biblică pentru care nu participăm? Așadar, încă o întrebare. Câți dintre dumneavoastră ați fost la o Și când ați venit la cimitir? Sau acolo, un cunoscut, o rudenie, a spus, Dumnezeu să-l ierte. Ați auzit? Și cum ați răspuns? Ce spui? Câți dintre dumneavoastră ați fost chemați la un parat stas? Te-ai dus? Te duci, nu te duci? De ce nu te duci? E important să știm ce cred ceilalți, pe ce bază și ce credem noi. Toate acestea, în respect, nu-mi jocură. În lumea teologică există dezbateri. Și când avem conferințe teologice la care participă teologi din diverse uh, religii, din diverse uh, orientări, avem dezbateri și dezbaterele sunt cu argumente. Și dezbatele sunt cu respect. Așadar, vreau să ne uităm cu respect la ceea ce cred, și în seara aceasta ne vom uita la ce crede Biserica Ortodoxă că se întâmplă cu omul care a murit. Și am să folosesc informații din scrieri oficiale ale Bisericii Ortodoxe, din cartea părintelui Mitrofan, ce se întâmplă cu sufletul după moarte și cum poate fi el ajutat? O carte oficială tipărită cu binecuvântarea înalt preasfințitului Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului. Deci nu este folclor luat de pe stradă sau de pe nu știu unde. Este document aprobat de Mitropolitul Corneanu. Și am să citesc. Sufletul, la ieșirea din trup, trece în împărăția ființelor asemenea lui, adică în împărăția spirituală a îngerilor. După faptele sale bune sau rele, Sufletul se unește cu îngerii cei buni sau cu îngerii căzuți în iad. Deci, Sufletul iese și când are loc moartea biologică, Sufletul părăsește trupul. Dar ce se întâmplă cu el? Și ne spune părintele Mitrofan următorul lucru. După ce a ieșit din trup, Sufletul mai zăbovește pe pământ două zile. Două zile mai rămâne pe pământ. Rămâne în zona în care a trăit. Și acum vă întreb. Vă aduceți aminte cei care am crescut la țară sau care am avut în familie asemenea rudenii relații, când a decedat cineva, au pus un cearșaf pe oglindă. Cât ați văzut? De ce pun cearșaful pe oglindă? Ca nu cumva spiritul celui plecat să se vadă în oglindă. Deci nu are voie să se privească în oglindă. De ce se face priveghiul? Pentru că dacă duhul celui plecat rămâne acolo încă două zile, să nu lași familia singură. Să nu care cumva să fie singur și să se întâmple, să se exprime, să se manifeste sufletul celui plecat cumva și să se sperie. De aceea se ține și lumina aprinsă. Este o formă de a trece prin momentul acela. După două zile în care Sufletul stă încă pe pământ, a treia zi ne spune Părintele Mitrofan că Sufletul trece prin spațiul dintre pământ și cer. Spațiul acesta dintre pământ și cer, un spațiu imens, este împărțit în douăzeci de părți sau tribunale. Iar sufletul trecând pe acolo este acuzat de demoni de păcatele sale. Fiecare vamă, după cum le numesc ființii părinți în scrierile lor, durele rele se numesc vameși, corespunde unui anumit grup de păcate. Duhurile rele acuză sufletul nu numai de păcatele pe care el, de care el e vinovat, ci încă și de acelea pe care nu le-a comis. Deci, în ziua a treia, sufletul pleacă înspre cer să se prezinte înaintea lui Dumnezeu. Dar în călătoria sufletului spre cer, trebuie să treacă prin vămile cerului. 20 de vămi. Ați vrea să știți care sunt vămile cele? Le-am notate aici, dar timpul este prea scurt ca să le citesc pe toate. 20 de vămi. La fiecare vamă, demonii prezintă sufletului toate păcatele pe care le-a făcut sau altele inventate de ei ca să-l oprească în înaintarea lui spre cer. Astea sunt în ziua a treia. De aceea, în ziua a treia în care are loc de obicei mormântarea, biserica și familia și toți cunoscuții se roagă și mijlocesc pentru sufletul celui plecat ca să primească ajutor când trece prin vămile cerului. Să nu-l oprească demonii în călătoria lui spre cer. Și cu ajutorul celor de pe pământ, cu rugăciune și cu milostenie, sufletul este ajutat să treacă prin vămile cerului mai ușor. Și în ziua a treia, Ajunge înaintea lui Dumnezeu să se închine și în ziua a treia Dumnezeu trimite Sufletul ca să viziteze Raiul. Și în următoarele șase zile, Sufletul vizitează Raiul să vadă toate frumusețile, toate splendorile cerului și în ziua a noua, Sufletul se duce iarăși înaintea lui Dumnezeu ca să se închine. Și în ziua nouă, Dumnezeu trimite Sufletul pentru următoarele 30 de zile să viziteze iadul. Și vizitează iadul în următoarele 30 de zile, să vadă toate ororile iadului. Și în ziua a 40-a, Sufletul se prezintă din nou înaintea lui Dumnezeu și atunci are loc judecata Sufletului. Atunci, Sufletul este judecat. Judecat de Dumnezeu și judecata este în felul următor. Dumnezeu are o balanță și în partea dreaptă pune faptele bune. În partea stângă pune faptele rele. Dacă balanța se înclină în favoarea faptelor bune, Sufletul pleacă definitiv în paradis, în rai și va intra în bucuria și în odihna raiului. Dacă balanța stă în echilibru. Atunci biruie mila lui Dumnezeu. Că Dumnezeu e milostiv. Dumnezeu e bun. Dacă balanța se înclină ușor pe stânga, atunci mila lui Dumnezeu și mijlocirea, rugăciunea celor de pe pământ. Ajută ca Dumnezeu să îi ia în considerare mijlocirea și să îl trimită împreună cu sfinții, cu drepții, în loc de odihnă. Dacă balanța se înclină puternic în partea stângă, atunci sufletul este vinovat de păcate mari. Și atunci sufletul este trimis în iad, și este trimis în iad unde va sta până la a doua venire a Domnului, când va avea loc judecata finală. Între judecata aceasta din ziua a 40-a, până la venirea Domnului, Sufletul care a ajuns în iad, poate să fie ajutat să iasă de acolo. Poate să fie ajutat să iasă de acolo. Prin Ceea ce face biserica, prin ceea ce face familia, prin ceea ce fac cei care pomenesc sufletul acela și care fac fapte bune în contul celui care a ajuns acolo, ca să îl ajute să iasă din iad la ziua judecății finale. Deci, după această judecată particulară, cel care s-a dus cu păcate care nu mai pot fi iertate, se duce în iad dar pedeapsa aceea este provizorie. Pentru că cei de pe pământ pot să facă fapte bune în cinstea lui, în contul lui și dintr-o dată sufletul acela începe să adune. Când se fac aceste mijlociri, parastas? Ne spune profesorul Enebra, niște profesor de liturgică specială, la seminarul teologic-ortodox, ne spune când se fac. După tradiția veche și generală, se face pomenirea morților prin slujbe cu rugăciuni la următoarele termene sau sorace. La trei zile după moarte, când trece prin vămile cerului. La nouă zile după ce a terminat de vizitat Raiul. La 40 de zile când vine după ce a vizitat iadul și are loc judecata particulară. Și apoi, la 3 luni, la 6 luni și la 9 luni. În primul an, la un an și apoi, la 7 ani după ce a plecat din lumea noastră, este ultima pomenire oficială. După 7 ani, nu se mai fac pomeniri oficiale. Datorită acestui fapt, Biserica nu mai face pomeniri oficiale, dar cei care vor să facă mijlociri sunt liberi să se ducă și să ceară să fie pomenit la o slujbă sau alta. Și acum, ascultați! Să punem dar inima și credința noastră în iubirea Mântuitorului care chiar într-o slava sa este neîncetat preocupat de veșnica noastră mântuire, de mântuirea ta și de aceea a răposatului, care ți este scump. Roagă-te deci pentru el, ca prin harul său să vindece relele sufletului celui mort, să îndeplinească ceea ce îi lipsește, să ierte păcatele, să-l curețe și să-l așeze în rândul fericiților. Credința și rugăciunile tale, unite cu rugăciunile bisericii, vor fi de un mare ajutor pentru răposatul tău în ziua judecății lui Hristos, așteptând judecata de pe urmă. Deci, din ziua a 40 -a, până la judecata de pe urmă, dacă ajuns în iad, ne spun că pot să faci ceva ca să îl ajuți să iasă de acolo în ziua judecății de pe urmă. Întrebare. Pe ce se bizuie toate acestea? De unde au luat învățătura aceasta? Sunt câteva surse din care au luat învățătura. Una, sunt scrieri apocrife din perioada Vechiului Testament, scrierile Macabeilor, Iudit, Tobit. Sunt scrieri apocrife care nu fac parte din canonul scripturilor. Sunt scrieri care nu au valoarea inspirată a textului Scripturii, dar le-au luat de acolo. Doi, din experiența unor oameni care, de-a lungul timpului, au avut vise, au avut vedenii, au avut uh, o idee sau alta, o practică sau alta, și încet, încet, aceste lucruri au devenit tradiția bisericii. M-am uitat cu atenție și n-au nicio bază în învățătura Domnului, în învățătura apostolilor și în învățătura și practica Bisericii în primele patru secole. Deci, toți urmașii apostolilor, care ar fi fost cei care în mod normal să păstreze tradiția apostolică nescrisă, ar fi trebuit să predea învățătura aceasta și să o practice. Patru secole. Nu există nimic așa ceva. Dar astăzi este în învățătura și practica bisericii și biserica o practică și o promovează. Și se spune că noi, pocăiții, nu respectăm tradiția și nu suntem în rânduială față de cei care au plecat. Ba mai mult, am fost întrebat în mod direct: Vă nu vă pasă de cei care au plecat? Voi nu -i iubiți pe cei care au plecat, nu le doriți binele? Ce răspundem? Ne pasă sau nu ne pasă? Bun, mai întâi ne pasă și vrem să cunoaștem adevărul. Și să vedem ce ne spune Scriptura. Așa că vă rog acum să luați scripturile și să ne uităm în Scriptură mai întâi să vedem dacă în Biblie avem o bază să credem și să acceptăm că după moarte sufletul rămâne două zile încă pe pământ. Vă rog să întoarceți la Evanghelia după Luca, la capitolul 23, versetul 43. Este Domnul Iisus răstignit pe cruce, lângă el sunt doi tâlhari, unul la dreapta, unul la stânga, și unul dintre tâlhari i-a zis lui Iisus, Doamne, aduți aminte când vei veni în împărăția ta. Și Iisus a răspuns, adevărat îți spun că peste trei zile, peste nouă zile, peste patruzeci de zile, când vei fi cu mine în rai? Astăzi, astăzi, deci o spune Domnul Iisus. Când sufletul moare, el se duce înainte lui Dumnezeu pentru că țărâna este destinată țărânei și Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Când se duce? Exact în clipa în care moare, în clipa următoare sufletul se prezintă înaintea Creatorului. Dar, vor spune, asta se întâmplă cu cei care sunt drepti și pe tâlharul acela l-a Domnul. Apostolul Pavel spune că atunci când se desface casa aceasta a cortului nostru pământesc, 2 Corinteni, capitolul 5, avem în cer o casă de la Dumnezeu. Și Pavel spune, în clipa în care ne-am dezbrăcat de casa aceasta, suntem strămutați în casa cealaltă. La fel este și cu cei care se duc înspre pedeapsă veșnică. Întoarceți la Matei, capitolul 22, versetul 13. Este una dintre pildele Domnului Isus care vorbește despre împărăția lui Dumnezeu și se încheie așa. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă și i-a zis prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a muțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când să-l arunce? După trei zile, după nouă zile, după patruzeci de zile. În clipa aceea, deci rețineți, vă rog, Biblia afirmă clar că în clipa în care un om încetează viața pe pământ, Sufletul se duce să se prezinte înaintea lui Dumnezeu. Întrebare, dacă după ce Sufletul ajunge în fața lui Dumnezeu, mai putem face ceva pentru el sau nu mai putem face? Mai putem face să-i ușurăm suferința dincolo? Întoarceți-vă rog la Evanghelia după Luca, la capitolul 16. Este învățătură dată de Domnul Isus. Din nou este învățătura Domnului. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat. Părinte Avrame, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă să-mi dea un strop ca să-mi răcorească limba. Că sunt grozav chinuit în văpaia aceasta. Părinte Avrame, ușurează-mi situația. Ușurează-mi starea, chinul. E tatăl tuturor credincioșilor. Acum Avram a mijlocit pentru Lot, când Lot a fost prins în robia războiului din Sodoma. Am mijlocit pentru Lot când a venit prăpădul peste Sodoma. Avram este mijlocitor. Îi spune cumva, Avram, o să mijlocesc eu pentru tine. Nu. Fiule, a răspuns Avram, adu-ți aminte Că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și lasă și-a luat pe cele rele, acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Aduți aminte că modul în care ai trăit viața cât ai trăit pe pământ influențează ce se va întâmpla când pleci de pe pământ. Ceea ce ai făcut înainte de moarte te urmează după ce ai plecat. Nu poți să spui am trăit cum am vrut și după moarte mai vedem cum rezolvăm. Apostolul Pavel reia de aceasta și în 2 Corinteni, capitolul 5, Apostolul Pavel spune că și toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu, al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Deci atenție! Când am încheiat pe pământ, s-a încheiat. Avram nu îi spune, o să trimit pe cineva să facă parastas pentru tine, să facă rugăciuni pentru tine. Avram îi spune, soarta ta este pecetluită. Ba mai mult. Avram nu îi spune că pedeapsa lui este provizorie. Avram îi spune, între noi și voi este o despărțitură atât de mare și categorică, încât dacă cineva ar vrea să treacă dintr-un loc în altul, e posibil sau nu? Nu e posibil. E definitiv. E statornicit. De aceea când cineva ne întreabă, nu vă pasă de cei care se duc dincolo bada? Și de aceea le spunem, câtă vreme se zice astăzi, nu ți împietri inima, ci... Întoarce-te la Dumnezeu. Împacă-te cu Dumnezeu. Pentru că ne pasă de ei, de aceea le spunem că viața de aici, decizia de astăzi, este cea care te urmează dincolo. Ba mai mult, Apostolul Pavel spune în același capitol 2 Corinteni 5 Noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu! Pentru că ne pasă de sufletul fiecăruia. De aceea ne rugăm și le, le spunem ca și când Dumnezeu ar vorbi. Vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu! Nu te du în ideea că trăiești cum vrei aici și după aceea ceilalți vor face ceva pentru tine. Oricât ar fi de nobilă dorința, oricât ar fi de mare gestul sau sacrificiul, după ce am plecat dincolo, toate acestea nu mai au nici o valoare pentru viața de dincolo de moarte. De aceea, de aceea, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. De aceea, nu ne rugăm pentru morți, pentru că ei au ajuns în fața dreptului judecător. Dar ne rugăm pentru cei vii. Ne rugăm pentru cei care mai sunt aici pe pământ. Câtă vreme se zice astăzi, mai ai har să te împaci cu Dumnezeu. Și în clipa în care închidem ochii, să-l putem auzi pe Mântuitorul care spune, vină rob bun și credincios. Intră în bucuria stăpânului tău. De aceea, aș vrea momentele următoare. Ascultând ceea ce a spus Domnul, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a trimis pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine. Acela poți fi tu. Vă invit să plecăm capetele înaintea Domnului. Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Împăcarea aceasta cu Dumnezeu se face în baza jertfei Domnului Isus. Plata păcatului este moartea. Și cuvântul lui Dumnezeu spune este rânduit omului să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Dar înainte de a ajunge acolo, atât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu încât l-a trimis pe Fiul Său să ia păcatele tale și ale mele, ale în întregii lumi. Să moară pe o cruce între cer și pământ. Ca să facă ispășirea pentru păcat, pentru că plata păcatului este moartea. Și nu este om care să nu păcătuiască. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și datorită păcatului suntem sub o sânda despărțirii veșnice de Dumnezeu. Dar atât de mult te iubește Dumnezeu și atât de mult te iubește Biserica Domnului. Atât de mult te iubește cei din casa ta care sunt împăcați cu Domnul încât îți spun ca și când Dumnezeu ar îndemna prin noi. Te rugăm fierbinte, păcate cu Dumnezeu. Și Domnul Isus, cel care este calea, adevărul și viața, cel care face legătura între lumea noastră și lumea de dincolo, cel care este mântuitorul, Domnul și stăpânul, cel care rămâne a lui moartea și cheile morții. El spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Voi cina cu el și el cu mine. Imaginează-ți că este ultima seară a noastră pe pământ. Și urmează plecarea spre veșnicie. Unde te vei duce? Cel care a venit să-ți aducă iertarea de păcate, mântuirea, cel care a venit să schimbe viața și să te împace cu Dumnezeu, în baza jertfei sale și a credinței tale în jertfa lui, spune, dacă deschide cineva inima, voi intra la el. Inima aceea se deschide într-o rugăciune în care îi spui, Doamne, am înțeles în seara aceasta că veșnicia mea depinde de viața de aici. Și nu vreau să mă joc cu veșnicia și nu vreau să mă joc cu viața de aici. De ce Din toată inima te rog, iartă și păcatele mele. Atinge-te de inima mea și schimbă. -o îmi știi toate înclinațiile și toate legăturile. Îmi știi toate frământările și îndoielile. Doamne, cu toate acestea vin la crucea ta și te rog să mă primești. Și cum ai dat iertare acelui tâlhar pe cruce, dă -o și mie în meritele jertfei Domnului Isus Hristos. Doamne Tată, L-ai trimis pe fiul tău ca să caute să mântuiască pe cei pierduți. Te rugăm prin Duhul Sfânt, răscolește inima celor care sunt pierduți în locul acesta. Inima celor care ne urmăresc pe internet. Te rugăm să îndreți ochii spre Cel care este Hristosul, Domnul și Mântuitorul. Pe Cel pe care l-au văzut ucenicii transformat în glorie pe munte, și pe cel care acum este la dreapta Tatălui în glorie. Îndreaptă ochii spre Harul Mântuirii în Hristos Domnul. Și dă-te rugăm, dă-te rugăm putere pentru hotărâri sfinte. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Inima ta, voința ta, mintea ta, viața ta stă față în față cu veșnicia. Și Domnul Iisus spune, veniți la mine. Dacă este cineva care e gata să spună, Doamne, inima mea se deschide și din seara aceasta vreau să fiu al Tău iertat, cu numele scris în Cartea Vieții, păzit de Tine aici și pregătit pentru veșnicie cu Tine pentru totdeauna în glorie. Dacă este cineva la balcon, dorința și rugăciunea din inima ta, am să te rog să o exprim în afară printr-o mână ridicată, la balcon, dacă este cineva. Adică mâna sus, acolo unde ești, oriunde ai fi, în oricare tronson. Adică mâna sus, ca să o pot vedea, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Dar v-am văzut, lăsați mâinile jos, dacă sunt alții la balcon. E o bătălie teribilă pentru sufletul tău. E o bătălie pentru veșnicia ta. De ce Astăzi, dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima. Dacă mai este cineva la balcon, adică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea. A lui să fie slava. Să vă binecuvinteze Domnul. Da, v-am văzut și acolo. Să vă binecuvinteze Domnul. Jos aici în sală. Domnul știe exact scaunul pe care stai și frământarea inimii. Dacă ești gata să spui, Doamne, și inima mea se deschide înaintea ta, primește-mă. Vreau să fiu împăcat cu tine și iertat. Arată-mi-o printr-o mână ridicată. Jos în sală, dacă este cineva, ține mâna sus să vă binecuvinteze Domnul. Da, v-am văzut, slăvit să fie Domnul. Lăsați mâinile jos. Dacă sunt alții. Dacă ești acasă la tine și stai și asculti, mă rog ca Duhului Dumnezeu să-ți străpungă inima și în ceasul acesta pleacă-te înaintea Lui și spune, Doamne, și inima mea se deschide. Vreau să fiu împăcat cu tine și dacă aș pleca noaptea aceasta spre veșnicie, vreau să ajung în împărăția ta, în gloria ta, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.